Rezultatele provizorii ale recensământului populației și locuințelor Runda 2021 arată o populație rezidentă a județului Buzău de 404.000 de persoane, în scădere cu 46.000 de locuitori față de recensământul precedent din octombrie 2011. Majoritatea populației rezidente este de sex feminin, 208.000, reprezentând 51,5% și trăiește în mediul rural. Din punctul de vedere al mărimii populației rezidente, județul Buzău se situează pe locul 20 în ierarhia județelor. Fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat, vârsta medie a populației rezidente pentru județul Buzău crescând la 44,4 ani față de 42,7 la recensământul din anul 2011. Față de vârsta medie pe țară, vârsta medie a județului Buzău este mai mare cu 2 ani. În ierarhizarea județelor după vârsta medie în anul 2021, județul Buzău se plasează pe locul 36. În cadrul regiunii sud-est, vârsta medie este de 43,3 ani, județul nostru poziționându-se pe locul al 5-lea. Indicele de îmbătrânire demografică în județul Buzău este de 152,4 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere, mai mare cu 31,2 persoane decât media națională. Potrivit datelor statistice, în ultimii 10 ani, între cele două recensăminte, majoritatea județelor au scăzut ca dimensiune sub aspectul numărului de locuitori. În aceeași categorie se încadrează și județul Buzău. Localitățile care au câștigat cel mai mare număr de locuitori între cele două recensăminte sunt Comuna Mărăcineni, care a ajuns la o populație de 9.653 de persoane, cu 1.374 mai mult decât în 2011, Comuna Vadupașii, cu o populație rezidentă de 9.726 de persoane, cu 514 mai mult decât în 2011, și Comuna Vernești, cu o populație rezidentă de 9.008 persoane, cu 375 mai mult decât în 2011. Adică Mărăcinile este foarte popular la momentul de față. Cum anume i-ați atras pe oameni? Care a fost? Nu i-am atras, a fost foarte aproape de Buzău și au construit a doua casă, sau poate prima casă la Mărăcini, pentru că a fost mai aproape de Buzău și facilă avea mai ușor la Buzău la serviciu sau unde se duce, și de asta a venit la Mărăcine. Am înțeles. Și nu în ultimul rând, nu în ultimul rând, infrastructura. Apă, canal, urmează gazele și oamenii au fost tentați să mute la Mărăcine. Localitățile din județul Buzău cu cele mai mari scăderi în valori relative înregistrate de cursul ultimului deceniu sunt Comuna Valea Salcii, 529 de locuitori, 31,8% față de populația din 2011, și Comuna Mărgăritești, 478 de locuitori, minus 31,42% față de populația din 2011. Oamenii, de fapt, nu prea au mai plecat. Au plecat copiii, dar s-au fi foarte bătrâni. Natalitatea spre 1 pe an, 2 și mortalități enorme. Că au plecat, de adevărul e și tineret, au mai plecat, dar motivul ăsta ar fi. Cred că în următorii ani s-ar trebui mai scală. Comuna cea mai mică din județ este Pardoș, cu numai 315 locuitori, în scădere față de 2011, când s-au recenzat 453 de locuitori. La recensământul precedent, cea mai mică a fost aceeași comună. Cea mai mare comună din județ este Comuna Vadupașii, care a crescut față de 2011 cu 415 persoane și care și-a menținut această poziție fruntașă la ambele recensăminte. Orașul Pogoanele este orașul cel mai mic din cadrul județului, 6.384 de locuitori față de 7.275 în 2011. Cel mai mare oraș din județ, conform rezultatelor provizorii ale anului 2021, este Nehoiu cu 9.464 de locuitori. Municipiul Buzău are o populație rezidentă de 103.481 de persoane, mai mică decât în urmă cu 10 ani, cu 12.013 persoane.